Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm despre tăierea încep, pentru că sunt 100% sigur că mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre aceste noțiuni. Tăiem încep sau tăiem la inel atunci când vine vorba despre tăiarea pomilor fructiferi, dar poate unii dintre dumneavoastră nu știu exact despre ce este vorba și am primit nenumărate întrebări de la persoane care abia s-au mutat la țară sau abia au îmbrățișat această pasiune a pomiculturii, ce anume înseamnă acești termeni. Și cu acest videoclip o să dau start unui maraton de materiale în care o să explic toate detaliile referitoare la pomii fructiferi, fiecare ramură în parte, ce înseamnă, cum înseamnă fiecare tehnică, astfel încât când vom începe tăierile cu adevărat să știm ceea ce avem de făcut și să învățăm împreună despre ce este vorba, pentru că este foarte ușor să tai un pom fructifer. Nu trebuie un mare meseriaș să-ți vină în grădină să pentru a face acest lucru, tu însuți trebuie să iei foarfeca ca și firăstrău și să te duci și să încerci să faci ceea ce trebuie, pentru că sunt 100% sigur că vei reuși. Și dacă vorbim despre ce pazi, haide să mergem la prunul pe care am lucrat acum un an, pentru că acolo am făcut o grămadă de tăieri încep și să vedem despre ce este vorba, să dăm detaliile, ci despre tehnica în sine, cum vom lucra, când se aplică, cum se aplică, care este rolul și mai ales care sunt beneficiile acestei tehnici. Iată, ne-a ajuns și la prunul cu pricina și voi lua camera pentru a vă detalia mai înainte de toate ce înseamnă tăierea încep. Ei, dragilor, și tăierea încep nu reprezintă nimic altceva decât secționarea unui ramur de schelet sau semischelet deasupra unui mugure latent, exact cum vedeți dumneavoastră aici. Ce reprezintă acest lucru? Tăierea încep este făcută în special la speciile de sâmburoase, adică la pomii ale căror fructe fac sâmburi, cum ar fi prunul, cum ar fi cireșul, caisul, piersicul și așa mai departe. După cum bine știți, speciile de sâmburoase fructifică foarte bine pe ramurile anuale, pe ramurile de până la 3 ani. După ce trec 3 ani de zile, ramurile acelea trebuie întinerite, trebuie tăiate pentru a genera creșteri noi, astfel încât să avem o fructificare bună și pomul să nu intre într-o alternanță de rodire. Și tocmai de aceea, tăierile încep deasupra mugurilor latenți se fac la aceste specii pentru a genera creșteri noi, care se vor garnisi anul viitor cu fructe, cu muguri de rod, respectiv fructe. Cel de-al doilea motiv este că specia sâmburoaselor este foarte des atacată de monilioză. În momentul în care dumneavoastră faceți o secțiune la inel, și o să vorbim în alt videoclip despre acest aspect, atunci monilioaza va putea să intre foarte repede în ramura mamă, ramura de semischelet, sub șarpantă sau în șarpantă, ca să vorbim pe termenii care vor academicienii. În schimb, în momentul în care dumneavoastră tăiați în cep, monilioza nu va avea timp să ajungă în ramura mamă, pentru că ea undeva aici, în ramura unde veste ea, va suferi o deshidratare, se va usca pe o porțiune foarte mică și astfel nu va lăsa această boală să intre pur și simplu în coronamentul pomilor. Acum un an am făcut tăieri încep, haideți să vedem dacă am generat creșteri noi și dacă au ceva rod pe ele sau urmează să aibă rod. Așa că haideți să luăm camera și să vedem ce s-a întâmplat unde am făcut tăieri încep anul trecut. Observați, tăiere încep. A generat creștere anuală, creșteri care produc rod. Nu știu dacă se observă foarte bine, observați acolo, tăiere încep, uitați ramura cât este de garnisită de rod, ramura anuală care a generat din tăierea aceea încep. Alt caz, tăiere încep, după cum vedeți, rod, ramură de rod, ramură laco. Tăiere încep, garnisire cu ramură. Totodată tăierile încep mai pot fi făcute și sub altă formă. Tăiem încep, dar totodată facem și o tăiere de transfer. O să discutăm un alt videoclip despre acest aspect, dar acum să luăm un exemplu clar. Avem această ramură de schelet, a generat niște creșteri foarte puternice aici, merge pe verticală, mi se duce în cealaltă ramură, mă deranjează și vreau să o secționez. În general, toată lumea ar merge să secționeze din acest punct. Ei bine, eu nu aș secționa din acest punct, voi secționa la cep, exact cum fac aici. Monilioza nu are timp să ajungă prea departe, pentru că ea va suferi o cicatrizare aici, o uscare, și pur și simplu voi avea o ramură care anul viitor îmi va genera rod pe ea. Întotdeauna acest cep ajută foarte mult totodată la generarea de creșteri noi.
Am un mugure în această zonă și sunt 100% sigur că anul viitor îmi va genera o creștere și aici, în zona în care mă interesează pe mine. Dar cât de mari pot fi cepii? Nu mai mari de 25 de centimetri, nu mai mici de 5 centimetri. Care sunt speciile la care aplicăm aceste tăieri în special? La sâmburoase. De ce? Pentru că cele mai bune fructificări ale sâmburoaselor sunt pe creșterile anuale de 1, 2 sau 3 ani. Cum generăm aceste creșteri? Prin tăierile în cep. Care este specia care este cea mai atacată de monilioză? Speciile de sâmburoase. Cum ține monilioza la depărtare de tulpina pomului? Prin tăierile la cep. Pentru că, indiferent dacă avem atacuri în coronament, făcând aceste tăieri, ea nu va putea ajunge niciodată la tulpina pomului pentru a-l usca în întregime. Dragilor, cam despre asta este vorba referitor la tăierea la cep. În general, așa cum am spus, la sâmburoase aplicați aceste tăieri pentru că vă creează adevărate beneficii. La semințoase se mai practică tăierile în cep, dar mai ușor, dacă aș putea spune. În schimb, la semințoase se practică foarte mult tăierile la inel, despre care o să vorbim în videoclipul următor. Iar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!